Salut tuturor, bine ați venit la episodul 15 din discuția mea săptămânală cu Matilda, cu soția mea. Astăzi avem două subiecte foarte de actualitate pentru noi. Primul ar fi drumul vinului. Noi am fost în acest weekend în drumul vinului într-o excursie plătită cu o noapte de cazare undeva în județul Buzău, cred. Și al doilea vrem să vorbim un pic și despre cutremurul care a fost chiar noaptea aceasta. Pentru cei care ascultă mai târziu emisiunea, noi înregistrăm pe 28 octombrie. Până mm -hmm. cu tremur mărișor în noapte, noi l-am trăit chiar în Vrancea, aproape de Vrancea să-i spunem. Dar culmea este că înainte de asta aș vrea să deschid alt subiect. Apropo de subiectul săptămânii trecute cu arheologia culinară, pentru mm -hmm. că uh, ne-a uimit un pic reacția. Și anume, ai auzit de sindromul Bader-Meinhof? E ăla în care auzi prima oară despre un cuvânt și după aia l-auzi peste tot? Exact, deci e un sindrom, de fapt... Mă rog, este o modalitate în care creierul gândește. Când înveți un termen nou și după aceea în scurt timp îl auzi repetat în diverse locuri și zici Băi, acum mă lovesc peste tot de asta". Așa am pățit eu cu arheologia culinară. Într-o zi am deschis televizorul, s-a deschis pe TVR1 și era exact subiectul acesta. Și am văzut despre, stai că am și notat pe hârtie. Asociația Vatra Satului Săcădate. Nu știu exact unde este acest sat, recunosc că știam, dar am uitat <laughs> um, Dar am fost în drumul vinului de atunci, așa că Da, mă mult de atunci S-a dus um, Asociația asta pornise din satul acesta și exact asta era menirea lor Adunau rețete vechi și le găteau Și ce am văzut, ei făcuseră un fel de adunare, probabil în acest sat În care veniseră oameni din multe județe din jur uh -huh. Cu bucate gătite în casă și acolo le ofereau Nu știu dacă pe bani sau gratuit Și le mânca lumea, cei care erau în zonă era o bătrânică care spunea că a gătit două zile, venit undeva din Cluj, și încă stătea aici două zile să vândă mâncarea sau, cum mă rog, da? altcineva era din Sibiu, altcineva din Hunedoara. adică se adunaseră, așa, mulți acolo și făceau treaba asta. Și destul de mari, nu erau doar cele trei sate din zona adunată. Da, erau pe o zonă destul de, în jurul, mă rog, în jurul Transilvaniei, să zic, totul mm -hmm, centrat. Mm -hmm, și mm -hmm. apoi am văzut. Deci asta odată o face Asociația Vatra Satului Săcădate. Sper că Săcădate, că știi cum e la noi la televizion cu diacriticele mai greu. Apoi am primit un comunicat de presă de la San Plața, molul din Piața Sudului, care spune așa că pe 3 noiembrie fac un eveniment de gastronomie veche numit Povești cu Gust, aparent un proiect pornit din satul Costești din Hunedoara. Și puteți merge în San Plața și chiar veți găsi chiar vom găsi în caz că mergem și noi că weekendul viitor stăm mai aici. Păi mergem, chiar sunt curioasă dacă e pe bune sau o fi tot... comunicatul va veni, deci bănuiesc că e. Nu, dar e la modul poate fi din aia, mâncare românească vrăjală. Ah, nu, mi-a plăcut că erau niște exemple date. Primul exemplu era ciorbă de pitoange. Da, nu știu ce să -i. Nici eu. Și a doilea era înturnată. Da. ce crezi că înturnată? Învârtită? A... În turnata se pare că este un fel de fondiu românesc. Da, nu, n fi. Pornit căci. din satul Poiana Omului. Ok. Bine, Asta mi s-a interesant hai și bineînțeles au fost foarte mulți cei care mi-au spus că Radu Anton Roman făcea acest lucru. Corect și știam de el și urmăream cu plăcere emisiunile de la televizor, dar Uh, în discuția noastră noi spuneam că ar trebui lucrurile duse un pic mai departe, nu doar salvate niște cărți aceste informații, ci și gătite, făcute practic, să le gustăm da. și noi că Mă bucur că Radu Anton Roman mânca toate burătățile din țară, dar aș vrea să le mănâncem uh, Și apoi uh, am discutat un pic pe Facebook cu Cosmin Dragomir, prietenul nașului nostru care, într-adevăr, mi-a spus că și el face același lucru și cu hărți, cu cărți adunate pe subiectul ăsta. Adică și cu el gătric. studiază și ceva, ce face publică după aia, unde? Păi, nu știu exact, am ce niște informații și recunosc că nu m-am uitat dacă am mai comentat, pentru că uh -huh. era vinerea asta, înainte de plecarea noastră, cum ar fi. Dar uh, face asta. Ok. Adică există oameni care fac asta. Uite, Andrei, salut Andrei, spune că pitoancele sunt hribi. Sau pentru noi, funghi porcini. Șărbă de hribi. Și hello, Alexandra. Ok, um, nu știu, sună ciudat. De încercat. Uh, ok, o să încerc. Eu cu ciupercile, <laughs> da, nu sunt mare fan, n-am fost niciodată. Dar, în fine, uh, hai să începem cu subiectele de astăzi. Deci noi am fost în drumul vinului. Dacă vă aduceți aminte, am scris o dată pe blog anul trecut. Am fost în drumul vinului așa, pe cont propriu, noi și nașii noștri, cu o mașină. Drumul vinului fiind aici, în, dincolo de Ploiești. Urlați de, de alumare, jumate. zona de alumare. O oră de București ați ajuns. O oră chiar, una din cele mai mari zone viticole din România, și unde sunt foarte multe crame, majoritatea a făcute în tot felul de conace vechi, unde e și mai mare plăcerea să bei ceva, să mergi la o degustare. Uh -huh. Doar că atunci când am fost pe compro, ne-au cam dat afară. Nu, adică nu, no, no, cu programare, grup mare, nici se pune problema, n-aveți ce mânca, n-aveți ce. E exagerăm când spunem că ne-au dat afară dat afară, uite așa, cu paznicul și am închis ușa după nou. Da, la una din crame paznicul ca pe găini, așa, a întins mâinile și ne am mânat încet și spre poarta pe care intrasem fraudulos cumva, deși mm. era larg deschis. Și de acum vreo trei luni am cumpărat un tur organizat de în drumul vinului, de... cum cum se cheamă agenția, dar în fine... Cu domnul Cristian Pitulici am fost. Da, dar nu știu cum... Ca și ghid. E, glob Organizează 360. și Transilvania 3, așa, Globe 360. Da. Am fost șase persoane, noi nașii noștri din nou mm -hmm. și un cuplu pic mai în vârstă, care ne-am întâlnit prima oară la microbuzul ăsta cu care am plecat. Și a fost și cu o noapte de cazare, pentru că există de o zi sau de două zile și mi se pare că dacă e de o zi, parcă nu are mare farmec, te duci de gust și se arești din nou acasă. Așa a fost mult mai frumos cu Cu cine cazare acolo? peste noapte. A fost, mie m-a plăcut foarte mult, m-a plăcut Abundența de crame la, din care puteai alege, la care puteai să te oprești, adică noi chiar am spus că trebuie să mai mergem încă o dată ca să ne oprim și la celelalte crame pe care acum le-am ratat. Da, că am sunt foarte fost multe acolo. Am fost la Budureasca. În, am început cu Budureasca, unde uh -huh. se produce vin într-o metodă mai modernă, adică foarte au o presă acționată electrică, au tot felul de senzori de temperatură. Um, foarte multe site la nivel de micron filtrează care filtrează vinul, de foarte, în... vinul îl filtrează de foarte mm -hmm. multe ori mm -hmm. măsoară Mai aciditatea, au aparatul lor de laborator unde pun un pic de vin și măsoară aciditatea și diverse alte mm -hmm. um, elemente mă rog, specifice e e Da, și după aceea ne am dus la Rotenberg. Era modernă și foarte mare, Budurasca și după la Rotenberg. Cred că e a doua cea mai mare din zonă după Tohan, dacă nu mă A, Posibil, nu mai ținute detaliul ăsta. După ce am fost la Rotenberg, care e mult mai mic, adică intri așa în curtea unei case mai mari și aici este totul, e casa asta și depozitul în care se produce, doar că în jos e dita mai pivnița. Și acolo este totul, e diametral opus, adică este... Foarte manu foarte tradițional, muncă manuală. Totul e tradițional. Și complet al proces. De exemplu, ne-au arătat cum pun struguri într-o cadă foarte adâncă. Îi lasă să se strivească acolo da, oarecum natural. Și curge totul gravitațional așa. Tot mustul cade jos, îl culeg de la da, două și nivele a -a de a -a mai jos. Și un sistem sus. și mai bun. Că înainte de asta se ridică la suprafață uh -huh. boasca aia. Uh -huh. Și da. îi ziceau că o împing în jos ca să o mai treacă prin lichid, să mai absoarbă acesta arome și culoare. Mm -hmm. După aceea cade gravitațional, sunt două etaje în jos, coboră ceva în da. subsolul pământului acolo, unde, din nou, totul manual, adică îmbutelierea, cred că doar la îmbuteliere aveau o pompă, ziceau, nu, care funcționează electric. Cred că spuneau că e de 80 de ani, cramă? sau mai mult poate. Da, cumpărase domnul Rotenberg, una mai mm -hmm. veche, într-adevăr, acolo, și era totul, toată crama era săpată de pe, cu două nivele în subteran de pe vremea aia, nu era nimic mecanizat acolo, nu era ventilație specială, era totul natural. Mulce naturale, totul era... Era de la nobil, de, nobil, mă rog, de la de vin, care apare în da, mod normal da. în zonele unde se face da, vin. Da, sunt chiar dezirabile, înțeleg. Da, e un semn Dar era de un, un contrast foarte mare cu inoxul și este tot, tot mediu steril de la Budureasca. Și aici aveau inox, dar mai puțin, da, pentru că Doar pentru trecea alde, rapid da. spre butoi și spre da. sticle, ei făceau fermentarea în sticlă și ne arăta inclusiv unde le îmbutelează și etichetează un sistem absolut manual, un om care lipește etichete, deci nu cu mașinărie sau ceva de genul acesta, diametral opus. Foarte plăcută experiența, mi-a mi plăcut la ei. Zic din nou teoria mea, eu cred că domnul Rottenberg nu există. <laughs> Deci ghidu, peste tot e ghid, apropo, adică intram și era un ghid care, bine ați venit, haideți să vă prezint crama, uitați aici facem așa, aici facem așa, am filmat totul, poate scot un clip și după aia degustare. Dar aici era amuzant așa că mereu suna, ne tot spunea ghidu. domnul Rotenberg a vrut să facem așa? domnul Rotenberg a vrut să înlocuim acel butoi și tot aveam așa senzația, me, acest domn Rotenberg oare există sau Era un personaj foarte pregnant în un, în Era un personaj care ghidului. el făcuse și gândise totul. El era um... vinificatorul, el degusta, el hotăra, da, el... era Toată decizia lui se făcea țară, da. Și eu am impresia că nu există niște oameni așa care au făcut un brand din ăsta. Să fie așa un personaj enigmatic care decide toate aceste lucruri, un mare maestru al vinului, știi? Vinul lor e foarte bun. Da. Să, fac... să nu-l credeți pe la glumește. Sper că da. glumește și nu e de teorie conspirație. I fac numai Merlot. Foarte interesant, exact. Deci um, cultivă un singur tip de strugure, dar pe baza curia fac foarte multe variații. Da, pentru că în funcție de butoiul în care îl ții, are diverse arome. Fac în alb, de... roze, roșu, totul din Merlot. Uh, și cu diferite drojdii, diferite butoaie care îi dau toată un caracter diferit de la sticlă la și sticlă. în funcție de drojdia cu care fermentau, chiar asta uh -huh. mi-a plăcut. Deci am gustat struguri din același an, din 2017 cred da. Uh -huh. uh, același an, aceleași, aceeași parcelă, fermentat cu drojdii diferite, complet al Asta la 1000 o mie, o mie de chipuri ai făcut asta? Nu, aici am făcut. Parcă ne-au dat nu, nu? două diferite. La 1000 de nu, ți au dat multe diferite, multe merlouri diferite, dar asta din același da, an. Da, așa e Era la 1000 de chipuri, n-a fost după. Așa, da, deci după Rottenberg am dus, am dormit la casa colinelor, undeva lângă urlați eram, nu? Da. Urlați este la granița între Prahova și Buzău, ca județe, nu știu exact în care județ este, cred că e în Prahova totuși. Uh, și uh, lângă ei este este crama 1000 de chipuri, unde uh -huh. acolo a fost o atmosferă foarte relaxată, era seara, era deja apusul. Și exact cum spune atâta am băut vin direct din uh, cuvele de vinificare, probinet, scurgea direct în pahar. Și acolo, într-adevăr, am văzut foarte bine diferența. Pe același strugure, două drojdi diferite, arome total diferite în vin. Uh, complet al vin. Interesantă experiența. Da. Sigur că ți explică ghidul de ce, cum, cum trebuie să-l miroși, cum trebuie să-l învârți, în ce note are unul, ce note are altul. Ce fel zonei, de drojdie, de ce. Da, oamenii de la fiecare cramă îți spun de ce cultivă uh -huh. acel soi, câte hectare au, cum, ce sol au, cum sunt orientate față de soare și importanța are asta. Asta ne-a zis foarte mult și ghidul. Da, și Christian, puteți afla o grămadă de chestii interesante. De ce nu? Bun, ce faci dacă îmi vin prea acid sau îmi vin cu prea mult alcool? Aparent asta ăsta vinul va fi cu mult alcool pentru că a fost soare, s-a făcut mult zahăr în strugure, în bob și asta înseamnă zahărul se transformă în alcool prin fermentare da. și înseamnă va Ceea fi ce mai nu concentrat. e dezirabil. Da, nu e dezirabil pentru că ei vor să ducă spre un 15, 14, 14 până în 15, cam 14. așa e în timpul, mm -hmm. da. Um, da, mi-a plăcut foarte mult, la mie la 1000 de chipuri m-a plăcut, de fapt la 1000 de chipuri m-a simțit cel mai relaxat, era deja seara. Era seara, te cazase și acolo, știi că gata, s-a terminat, acum poți să bei cât vrei. Și trebuie. oamenii au fost foarte primitori, adică sigur că uite asta este foarte important, de ce... E o diferență enormă cum a fost noi inițial pe cont propriu și cum a fost acum cu ghid. Pentru că deja oamenii se știau, aveau o relație uh, dinainte, construită. Uh, și era altceva, te simțeai, mai ziceam, ah, da vin ăla, da din ăla mai ai, da dă și din ăla, da cum era Da, ăla? era genul de atmosferă în care mă, ce am degustat destul de multe. Omul de la cramă a deja... zis, auzi, da hai să vă și fetească aia din 2011. Da, hai să bem și Shiraz, că uite ce bun e. Și adică e... foarte deschiși, foarte primitori, foarte... Um... Am băut mult vin. La toate cramele am băut <laughs> ca orice degustare. Include minim 4 soiuri. Uh, sigur, nu e un pahar întreg în de general, vin, șase. dar uh, în principiu două degustări sunt cât un pahar. Deci am băut multe pahare de vin în astea două zile. Am dormit, am cu tremurul noaptea la 3.38. Și a doua zi am mai fost la Conacubelu. Și la Conacul Belu, da. La Conacul Belu vă recomand să mergeți, nu pentru vin, acolo nu fac vin. Puteți vizita crama veche unde se făcea cândva vin. Uh -huh. Conacul în sine este superb. Nu este permisă fotografierea înăuntru, n-am ce să vă arăt din nou pe blog, eu doar că nu văd. Dar înăuntru mi s-a părut mai frumos. frumos decât în multe palate din Europa. Pentru că au mobilier extraordinar de frumos. Uh, au porțelanuri, au uh, bibelouri, au tablouri da. foarte bune ale familiei Belu și ale altor mari boiere. Adică era inclusiv un portret de mari dimensiuni al Barbu Băcărescu. Mm -hmm. Și asta era doar casa de vară? Da, Conacul s a picat cândva sau a fost demolat. Uitat. Mă rog, ambele. <laughs> și rămasese casa de vară sau. care este în da. stil pur românesc. Mm -hmm. Foarte frumos făcută, arată foarte bine. Sunt foarte multe de văzut acolo și, repet, puteți ajunge într-o oră din București. E deschis da. în orice Merită. zi mai puțin, Lunea. Merită Uvid. vizitat. Merită. Foarte frumos, da, chiar am, am fost plăcut, impresionat. Se pare că am uitat al cărui belu era Alexandru. Nu contează, e mai puțin ba, important. Important este că aveau conservat foarte frumos interioarele. Erau renovat, fusese renovat ultima oară, acum patru ani și foarte multă atenție la detalii și la toate, tot ce era nevoie într-o casă de nobil. Deci acolo și porțelanuri și scaune și da, tot să vedeți mobilierul ce seturi de Murano, de pahare de țuică avea și din astea și era pasionat de gadgeturile vremii. Am văzut un patefon, încă funcționa, ni l-a arătat da. ghidul local, cum funcționează, ieșea muzică de acolo, incredibil, adică avea 100 de ani pe puțin da. dispozitivul acela un telefon, marca Ericsson, un telefon dintre cele mai vechi din România, poate. Și tot mobilierul acolo. și toate decorațiunile erau, erau deosebite. Adică nu era nimic auster sau pus alandala foarte, acolo. Era da. foarte, totul foarte bine gândit. Mi-a plăcut mult. Foarte frumos, da. Chiar acolo e de vizitat, fără legătură mare cu vinul, e de vizitat pentru că mi se pare printre cele mai frumoase nu pot zic, palate, dar nici mai face muzee măcar. Da. Ca să vedeți cum arăta casa unui boier mare. Bă, nu era boier, dar Are nu vreo cinci încăperi, nu e foarte, nu e mare da, nu, deloc, se, vin, da. nu durează mult vizitarea, mm -hmm. dar toate aceste încăperi sunt foarte bine echipate cu mm -hmm. obiecte de artă, de toate vechi. Uh, și după ce da. aceea am fost la Lacerta. Da, unde la, la Lacerta este singura creamă în care ne-au primit și data trecută, când am fost precom propriu. Ei, ne-au da. mai primit și la conacul urmățean. Nu, nu ne-au primit. Ne o să se cumpărăm o sticlă să o bem pe gazonul lor, dar nu pot zice că ne-au primit acolo. Da, dar la Certa au fost foarte, foarte primitori și data trecută și acum cu atât mai mult. Eu aș spune așa, dacă vreți să mergeți să vizitați o singură cramă, nu știu, poate treceți prin zonă sau așa, alegeți la Certa, da. pentru că uh, e primească. conacul vechi și lângă el s-a construit crama nouă, modernă, o clădire înaltă, ei sunt în vârful unui deal, de sus unde este camera de degustare, aveți o priveliște 360 de grade, super mișto, dealuri, foarte frumoasă zona acolo. Fac vin foarte bun, Uh, sunt foarte atenți la oaspeți, că pe noi ne-au primit totuși pe compropriu și ne-am simțit foarte bine. Adică degustarea, da, mare, degustarea o... aia mare de șase vino, da. nu mi se pare că ne-au dat vreo opt în total. Că... Ghid în română, ghid în engleză, Da, se vizitează cum toată magazin. crama, este o cramă modernă și acolo se foarte eficient, așa mi se pare foarte bine organizată, arată tot oamenii acum. cum stork, struguri, mm -hmm. cad gravitațional, aici avem butoaie, aici avem de păstrat. Cea... și cea mai frumoasă arhitectură mi s-a părut pentru, pentru o cramă modernă, adică ferestre panoramice, terasă orientată către, către, partea cu vederea Acum cea mai Acum despre arhitectură, cred că și la Vinci e foarte frumos, dar sunt la drăgășani. La n-am fost, da. Nu știu, dar din zona m-a plăcut extraordinar de mult. Da, păcat de drumul. Sunt și poze pe Facebook. Din da. drumul național care o fi, da, care merge între Urlați, Mizil, de drumul ăla. E, cu mașină plăcut. e neasfaltat vreo 3 km, să zic, de mers până la, la Certa și vreo 2 sunt neasfaltați, dar se merge acolo, merge Rău, și încet. Pietriș. Da, nu ru mașina, trebuie I -i. să mergi încet, că e drum neasfaltat și mai e praf cu asta. Dar merită pe deplin excursia. Și am uitat să menționăm că în prima zi, tot în cadrul excursiei care este, ți-o cumperi cu totul, e fully paid, am fost și la ferma Dacilor, care este foarte aproape de la Certa, în foarte plăcut și acolo. Aveau și unități de cazare, nu știu dacă erau chiar nu mai sunt. Și un restaurant din acesta, stilul rustic, făcut în pusti oarecum și poți mânca mâncăruri tradiționale. dar ai plăcut vara când e soare și cald. Da, am prins super vreme și în și să strică soare. vremea și nu cred Bine, oricum, vin, drumul vinului s-a terminat pentru anul ăsta, deci dacă vă faceți vreun plan pentru la anul, dar cu ceva rezervare din timp, adică noi de acum 3 luni am cerut oferta, nu? Și mai era doar weekendul ăsta sunt foarte aglomerați din septembrie și octombrie pentru că e perioada recoltei și se face musta, am băut și musta, fost, a fost o experiență Sunt foarte, 12 foarte frumoasă. Sunt weekend pe an în care se face parcă mm -hmm, nu, mm -hmm. așa. Oricum, chiar vă recomandăm și ghidul nostru a fost minunat, deci chiar dacă aveți oportunitatea cere special, ne povestești de istoria baronilor locali și cine era căstoric oh, cu cine și... Da, de a se vedea pasiunea, totuși, pentru asta. Da. Nu ți recita o poezie doar de dragul poeziei. Că noi ne str îți stârnea curiozitatea să afli mai multe despre ce era emblematic și de ce era frumoasă zona aia și care era povestea din spate, și cum au ajuns să facă vin și ce tip de vin au ajuns. Da, mi se pare că e așa... pentru roșii și, în special, merloși, de ce nu se pune. Zinfandel aici sau alte Mi se pare așa păcat că nu poți să duci pe cu propriu, știi că noi chiar am încercat anul trecut și de asta am ajuns Dar să chiar plătim acest duce... Că... și e scumpă o excursie, adică am dat șase... da. 600 de lei de persoană. Dar mă rog, zi, jumate, cazare, mâncare peste tot, complete, degustări da. peste tot, totul inclus, adică doar ce am cumpărat noi vin pentru acasă a Și fost te urbanic. simți extraordinar de bine primit atunci când ți-ai organizat excursia cu totul și toată lumea știe că trebuie să vii față de când te duci și ești, aveți un pahar de vin Da, atunci chiar simțeam că <laughs> îi deranjăm că am venit să cumpărăm vinul lor Asta era da. senzația a fost super, vă recomandăm. Da, Încep e o chestie foarte din... mișto de făcut lângă București și vă mai. recomand pe asta cu o noapte de dormit pentru că îți permiți în seara aia să bei mai mult, să mă rog, să spriască așa un pic de atmosferă din asta, de aer curat, fără poluare, stai așa, în dormi în podgorie, practic, acolo. Um, bă, și ne-a prins cu acolo. Deci noaptea asta Lângă France 338, da, noi fiind lângă, că acum am dat seama că ne-am pus noi problema, Tau fi venit alerta aia pe Telegram uh -huh. cu câteva secunde înainte de producerea cu tremului, cum ar trebui? Și după mi-am dat seama, stai, că noi am fost lângă epicentru, adică Vrancea în județul Buzău, nu? A, și nu, nu e nu pe Telegram. Și ce să-ți vine, că unde, unde eram noi acolo a ajuns imediat, adică mm. au fost pe chestiune 3 secunde, poate, nu știu, până în București mai durează, aici e șanse mai mari să fie avertizat cu un timp înainte. Dar tu aveai alerta pe Telegram puse și pentru cutremure mai mare de... Da, dar am fără sonor. O am pus ca să văd dacă vin alertele mai mult de test. Mm -hmm. Am pus alerta la cei peste șase că le mai interesează să aflu din ele. A tremurat ceva pensiunea asta în care stăteam, adică ne-am trezit amândoi noaptea că ne, the bed is rocking și <laughs> nu din motive, <laughs> uh -huh. Și, dar nu ne-am speriat pentru că, mă rog, ne-am uitat așa unul la altul în pat, mi se pare că tu m-ai întrebat, e cu tremur, eu am zis da, asta dura vreo 2-3 secunde, practic cu totul, și deja se simțea că se potolește și era clar că nu e ceva să ne facă să sărim pe geam. Și uh, ne-am calmat, mă rog, ne-am culcat la loc, cum ar fi. Dar am văzut după aia discuții foarte mari. să uh, s-a simțit puternic și în București. Am văzut acum la știri că a fost cel mai puternic cu tremur din ultimii 14 ani. Ata. Da, și eu cred că am mai făcut unul de 6, dar cred că n-a mai fost. E pare că asta a fost. Unul a fost 5 5 6? a fost 5,8 sau 5,6? 5,8 e oficial. Aha. La ultima strigare. Um... Ok, de fapt, noi de ce am menționat cu tremurul, nu ca să vă anunțăm că a fost cu tremuri, cred că ați aflat. Um, ce faci în caz că vrem cu tremur mai mare de atât? Ai un plan? Da. Să zicem că eu sunt la muncă, tu ești acasă, Noi avem un plan. Sunt... Care e planul, Matrina? Unde ne întâlnim în caz de cutremur? Ne întâlnim în fața școlii. Exact. Pentru Stăm că... Stăm lângă o școală. Da. Dar ar trebui să mă stau să vă sfătuiesc să faceți cu toții un plan din acesta. Băi, în caz de cutremur, ce facem? Pentru că trebuie să vă gândiți că în caz de cutremur nu mai merg telefoanele. Toată lumea o să sune pe toată lumea dacă nu pică. Da. Mă refer la cutremurul acela mare, da? Uh, nu vă așteptați să meargă transportul în comun prea bine. Nu pot să dau vina pe nimeni. Adică șoferii de ATB sunt și ei oameni, o să plece acasă, să mai au casă și dacă și ia copiii de la școală, poate, știi? Metrou nu poți să-l iei, nu ar fi în siguranță să iei metrou, eu sper să-l închide imediat. Știu. Chiar nu, nu poți să-l iei, că pică ceva pe șine și bai vreun la vitezele care merge metrou. că nu, cum să intri în subteran. Okay. La orice cu mare sunt replici după aceea, adică nu riști. Nu lua metrou. Bine, ok. <laughs> Așa. Uh, deci o să, pe fie pe o să fie un haos din acesta. să fie trafic pe străzi cum se poate. Da, trebuie să fie pe jos practic. Uh, și atunci noi avem un plan făcut. Am zis, bun, ne vom întâlni lângă bloc. Nu în fața lui, că blocul e înalt, nu știi niciodată ce se întâmplă. Lângă. Am ales o zonă unde e o școală pentru că ai e de înălțime mică și e loc în fața ei și acolo putem sta să ne întâlnim. Dar mă gândesc, de exemplu, am și scris aici o listă de pregătire. Uh, de exemplu, pentru cei cu copii. Stai așa, înainte să trecem la copii. Andrei este foarte macabru și sugera să ne întâlnim direct la cimitir. Cu oamenii n înaripați din Bucegi. <laughs> nu știu, eu Eu la școală sunt bine. Acum fiecare cu preferințele lui. Da, noi preferăm la școală. Dar uite, pentru oamenii cu copii știi, ar trebui să stabilească băi, cine ia copiii. Dar cea mai bună soluție mi se pare să vă întâlniți la școala copiilor. Uh -huh. Pentru că pe copii probabil că o să-i țină profesorii în școală acolo, că e un loc sigur și nu o să da. lasă să plece. Da, Da, de ce școlile au puțin. Și e, e, mai simplu livele. ca ambii părinți să convergă spre acea mm -hmm. zonă, să se întâlnească la școală cu copilul. Da. Uh, dacă vă prinde seara în, seara în casă, da. ar trebui stabilit un plan unde te ascunzi. Adică să presupune că e un cutremur de puternic încât se clatină ca naiba toată casa, cad chestii de pe pereți. Pe care? Grinda? Sub grinda ușii, nu? Da, da trebuie să zici din bă, sub grinda asta. Că nu te apuci atunci fiecare să stea sub altă ușă și zici, nu, nu, vină cu a, nu, vină tu, banul nu, vină tu, tu, știi? Da, ai dreptate. De exemplu, eu zic, noi să ne adăpostim sub masa din bucătărie, pentru că e mare și te protejează. Intrăm sub masa, Dar ce da? are un grinda de pe hol? Grinda de pe hol este inutilă. Cea mai bună grindă la noi este asta, de la sufragerie, pentru că este peretele foarte gros de rezistență. Sub asta, dacă vrei să Dar doi oameni sub o grindă pare că am așa. Adică, mi se pare că... Ce <laughs> să -mi e mai tâmpit decât doi oameni sub o masă, da, dar Masa te protejează bine, da. Eu așa zic, adică... Tu stai sub masă, na, eu mă bag sub grindă. Fii. Îți dau și pisicile. Da, eu zic că fiecare ar putea să se gândească la un loc din ăsta. Ok, unde ne-a postim în casă, în caz de cutremur? Și să faceți un plan. Băi, sub masa asta, sub grinda asta. Sunt 10 grindi sub asta. Sub cu ușii, nu grindă, știi? Ca Dacă să nu vă grindă... povestesc într-o seară și Radu nu vrea să mai recunoască asta, dar într-o seară a sunat alarma. De test? sau nu mai știu nu ce făcut. Nu știu, mi spus asta și nu știu ce Deci de m-am că... trezit în în nopții Alergând după pisică. Alergând după pisică. Aveam o pisică la un sub braț și o pisică la un sub braț. E cu și stăteam sub grindă. Și Radu, Radu s-a trezit cu ochiul cu vai din pat și era... E de test. Sunt toți pisicii tăi. Nu, eu cred că ai visat asta, pentru că nu ți minte să fi fost la așa ceva. Ce faci de obicei? Nu vrei să dai la buța asta? Um, bun, alt sfat util în caz de cutremur. Dacă ar fi să plecați din casă, m-am gândit eu mereu, și aveți timp un pic de... Adică, cum adică să pleci din casă? A fost Pentru cu tremurul. Că sunt cele mai nesigure din tot de locul. O să stai în casă, poate vin breplici. Poate ți da, a da? fața ta, nu știu. Trebuie să pleci din casă. Nu, ți-a picat fața ta. ieși din casă, nu stai în bloc, tot ieși. Stai puțin, de fapt, asta e... eu nu cred că trebuie să ieși din casă. Dacă de este zis, februarie și și mijlocul iernii, eu nu ies din casă. Eu stau în casă, nu mi-a casa pe mine, sunt ok. Da, ok. Aici. Noi o să ieșim totuși din casă, indiferent că vrei sau nu, o să stăm în mașină care măcar are căldură. Da, dacă te prind replicile pe scara blocului, nu era un... Dar replicile astea nu vin după încă un minut, știi? Adică... Ba da, poți să vină oricând, lăsând asta la o parte. Ore și de asta lumea pleacă din casă și mă cam doarme afară. Știi? Țin minte, în 86 se făcu se plin în parc acolo de oameni care au petrecut noaptea în parc. Mm. Uh, pentru că a fost primul mare cutremur după 77 în 86, a fost 6, ceva. Bine, atunci. și a fost în vară și lumea normal că a stat în parc. Oh, a a, fost, iarnă. a fost de vară. Tu uh, nu știi că a fost vara. Așa, a fost așa din burtă pe asta, unde. Nu, pentru că era când s-au costat ori În 86? Știi tu cât v-au Da. Bun. În timpul nunților a fost Eu treabă, înțelegi? Deci, <laughs> pentru a pleca din casă, mi se pare că ar trebui un pic stabilit, băi, ce luăm din casă? Știi? Cu ce plecăm la noi? Adică ai nevoie Azi de să un acte? survival pack. Nu. Pac. Să zici, bă, ce luăm? Ce trebuie să iau din casă, înainte să iei din casă? Actele, toți banii cash pe care îi ai, cheile de la mașină, telefonul mobil și încărcătorul lui. că îl mai bagi la o priză, mai știi. Mm -hmm. mm -hmm. Poate să intru pe curentul după aia și. Mă rog, sau nu te mai întorci două zile în casă, nu știu. Ok, și întrebarea este, le ai pe asta la un loc uh, foarte ușor abordabil ca să poți să fuci? Ba știu unde sunt. Adică e important să conștientizezi ce trebuie să iei și să acționezi mm -hmm. ca un robot să le iei acolo. Da. Uh, actele și banii la mereu în același loc. Adevăr că e bine să ai un plan, pentru că atunci când vine o situație în asta de te panichezi oricum și îți e tamă oricum, măcar poți să intri pe pilot automat și știi ce ai de făcut. Exact. Și atunci când tu simți că ai un plan, creierul tău se panichează mai puțin. Um, și doi, dacă ai timp în casă, i-aș opri gazele și apa și ce aș putea acționa rapid, pentru că... Asta după tince... ce trece prima... Nu înainte să parte, pleci, dacă da. e ok, hai să ieșim ca să știm că am ieșit, dar dacă ai timp, adică nu să oprești gaze, să gaze, să opri curentul, asta. că nu știi niciodată ce inundație are altul, ce se sparge uh -huh. la altul în casă, ce problemă e la gaze și așa mai departe. Uh, și după aia partea asta cu ieși tu, dacă aveți rude în același oraș, mi s-ar părea mișto să stabiliți și cu ei. Bă, ok, de unde ne vedem toți, știi? Uh -huh. Hai să stabilim uh -huh. un punct comun. Ne vedem la voi, la noi, în parc, la așa, că altfel o să fie caos. Eu zic că nu se să meargă telefon și nu că Mă aștept să fie un cutremur mare, adică nu vorbim acum de dragul de a face simulări. Mă aștept să fie un mare în care nu o să meargă telefoanele ore în șir. Nu, statistic vorbind, normal că o să fie un mare în curând. Și atunci, ce facem? Facem treaba da. asta. Acum. Vorbeam cu cineva care ne spunea că există două scenarii, la pesimist și la optimist. Cel optimist este un cutremur care are loc vara, în mijlocul zilei, în luna de concediu. Adică prinde puțini oameni în București, mulți ieșiți în oraș și ieși și vara. Și cald afară, da. Asta înseamnă puține victime. Scenariul pesimist este dacă te prinde... Uh, pesimist este dacă te prinde cu tremurul, iarna pe viscol, noaptea și m-am gândit că da, ar fi nasol, da. adică trebuie să ieși din casă în viscol, trebuie să te îmbraci Sau bine. Sau la orele dimineții când e trafic, nu noaptea, ci la orele dimineții când este trafic intens și se deplasează salvatorii e mult mai greu. A, plus că dacă și prinde orașul blocat, blocat de oameni care se duceau la muncă da. și fiecare vrea să o cotească pe poate să ducă acasă. Asta era problema, dacă te prinde într-o oră de vârf. Dar mi-a deschis ochii la altă treabă, a zis... Nu, viscol înseamnă că e foarte greu să mai recuperezi oamenii din diverse dărâmături și da. ruine pentru că e în gheață. Hipotermie, în nu poți striga după ajutor. Vara treci două, cinci zile acolo. E scos da. după 10 zile, știi? Prin alte țări. Da, complicat. E... Nu m-am gândit la chestia asta, că de fapt problema atunci când e frig nu e că ăștia care au supraviețuit au ăștia afară în frig și vai, le e frig afară. Dacă ai rămas în, dă în dărmături, vara te și nu ești foarte grav rănit, vara te-ai deshidratat, dar iarna mor de pe, peste noapte. Te zice de, de triunghiul vieții, da? Uh, sfatul de a intra sub masa din bucătărie cumva se leagă de chestia asta, un fel de. Adică? O zonă care dacă pică ceva pe tine nu te strivește cum ar fi, mm -hmm, știi? Mm -hmm. Nu te astupă și masa camie de genul ăsta și alta e lângă pat, nu supat lângă pat, ca patul să blocheze da, 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 da. eventual dulap. Uh, lap spune să iei sticle de moed cu tine, <laughs> mai ales dacă și dacă ai whisky din ăla care costă un milion, sticla, știi, de un milion de dolari. De colecționar, pentru că. Da, se crede că nu știu ce. Este no, de nu! Nu că se crede, e dovedit. Deci s-a vândut recent o sticlă de Macallan mm. să zic, cu un milion și ceva de dolari la o licitație. Whisky vechi și cu etichetă specială. Și articolul spune așa, a mai fost o sticlă, că s-au produs 12 în total, acum 50 de ani. A mai fost o sticlă care s-a spart la un cutremur în Japonia, cu cutremur care n-a făcut victime decât sticla aia. <laughs> Mă rog, victime au fost doar pagube, printre pagube sticla aia care a căzut, unde o avea cineva pusă, probabil frumos, expusă și puf, s-a spart, un milion. Un milion. să pasă -mi de te. Deci, da, e bine să iei sticlele scumpe cu tine. Uh, apropo de asta, era o reclamă la TV, dar îmi scapă acum. Uh, era ceva de genul... Ești răcit? Cum ar fi să ai și diarie sau de asta? <laughs> o reclamă la o pastilă. Și de atunci eu mă amuz așa, asocierile vine de... Vine cu tremur, ce-ar fi să fie și viscol. Mulțumesc că mi-ai stricat toată gluma. Dar da, de atunci mă fascinează asocierile astea de două năpaste, știi? Adică mă uitam iarna trecută când era viscolul la mare și se vedea așa în soare no. de azi, și mă cum ar fi să vină cu tremur acum, știi? Adică tot mi spar din astea. Eu nu cred că ți-am stricat gluma, cel puțin ai enhanced-te, am făcut-o mai deosebită. Nu, no, ai zis Ba am... da, nu. No. Am zis-o N-am <laughs> mers, las. Uh, avem și pauză de reclame. Nu avem pauză de reclame pentru că eu vreau să vă Formula 1 la ora 9 și ne grăbim. Dăm pe repede înainte, dar mai mult de zis. Uh, bun, cam asta ar fi. Deci, băi, eu sunt uimit că nu prea te îndeamnă status să-ți faci un plan de cutremur. Adică, bă, tu în casa ta, că tu știi mai bine câți copii ai, ce rude ai în jur, ai părinți bătrâni cu tine, n-ai. Da. Trăiesc în alte cartiere, sunt în așa. Mai ții minte când stăteam în bloc cu bulină, primăria sau da, primăria, prin administrații, ne-a dat kid, un kit de supraviețuire care includea un fluid. Nu pun idee de ce să nu un fluier? dar nu poți să zici un om, să ai un fluier la îndemână, știi? Adică, da, primăria, da, dar niște... Da, că dacă ești în dărmături să poți să poate ai fluierul la gât. Poate ai la îndemână, da. Dar um... Și ce mai era acolo? Un baton de cereale sau ceva? Da, un fitness tifon de la Nesle, poate... fitness și ceva, niște spir, niște tifon, nu știu, era un baton de la Luminos, dacă nu mai sau de și... Uite, îmi pare că n-am făcut poze la kitul ăla, dar e... oricine locuiește în blocuri cu bulina a primit unul de la administrație. Dacă a primit, că nu cred că te ajută cu nimic kitul ăla, mai rău ți aduce aminte că ești într-un bloc cu bulina, știi, acolo. Băi, mi s-a păr părut foarte macabru când am primit, mi s-ar normal a... ca Realist. autoritățile să spună asta oamenilor, băi, faceți-vă voi în casa voastră un plan, unde vă întâlniți, cine se duce după copii să ia de la școală. Un program de educație publică, adică da, noi, da, uite, da, că am început să mai facă. Să... Da. Tu cu, nevastă -ta uite cu sirenele și cu copiii, să gândești ce să faci și să vă stabiliți unde vă întâlniți, asta cum am eu acum. Da, e important. Chestii de asta de bază, ca să nu ca o găină de aia, fără cap Dar în... Da, uite că au început să mai facă. Uite asta cu sirenele care -are se ce treabă, fac treaba, doar sună și nimeni nu știe ce fac. Să fac exercițiile astea de puțin timp. Mie îmi spar un, de un pas an în direcția corectă. De aproape un an se fac, în fiecare miercuri a lunii, da. deci peste câteva zile noiembrie va fi din nou cu sirenele, Aha. și din nou voi vedea oameni întrebându-se. Sună sirenele, dar de unde să știm noi codurile? pentru că nu le spune, nu știi, la zic, da, la știre, trebuie să ar trebui să fie practic. din ăla. Băi, vedeți că mâine sună sirena, iată ce codurile din nou, știi? Uh -huh, și uh -huh. să zic că ia fiecare președinte de blog să le lipească jos acolo o foaie. Mai, cu cu. mai este multă muncă de făcut până ajungem la un nivel de siguranță publică dezirabil, dar e un e un început în direcția bună. Și exercițiile pe care le au făcut recent pompierii și ambulanțele în București sunt mi se par de asemenea utile. Nu, mie nu se par utile. Mi se scuze, zic, sunt utile ca exercițiu, sigur. Pentru trebuie. ei, pentru salvatori, În practică, atunci, adică exercițiul s-a bazat pe un scenariu care... Le formează lor niște automatisme. Te-am întrerupt. Care spune următorul lucru scenariul ăsta. Salvatorii sunt la muncă și începem exercițiul. Așa. Când e cu tremurul real, sper că acei Salvator să zică hai să salvăm lumea. E foarte probabil și să spun eu mă acasă, să văd dacă mai am casă și dacă mai am copiii, că erau la școală. Am spate să faci ceva, că sunt sigură că ești... Bă, ești nebun? Da. Cum să nu faci așa? Dacă tu ai avea copii, ai zice, bă, mai e școala în picioare sau nu? O să merg cu o ambulanță să-l salvez pe altul sau mă ducându-i să văd de proprii mei copii? Păi nu, Cum să nu te faci așa? duci, te duci și salvezi pe altul. Cum adică? Așa sunt sigură că nu, că ar trebui să fii închis dacă pleci de la muncă așa. Da, cred că ce riscul ăsta. și nu. cine o să stea după asta închidă. Am serios. Fi serios. Iar, bar, mira, cred că șoferii de la ATB, în momentul când e mai cu tremur, au oprit autobuzul unde ei, au dat jos. Dar vorbim de șoferii de la ATB, și vorbim de Nu, dar vorbim de transport în comun și de alte chestii care te-au ajutat pe tine îmi să ajungi. Pare rău, nu, 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 îmi -am -am rău, ambulanța nu este transport în comun. Nu cred că ar abandona tot postul, dar mai mult ca sigur, unii vor spune întâi, băi, eu vreau întâi să văd că sunt ai mei. Sănătoși. Și ce să fac? O să ia ambulanța și o să fac un tur de București pe la fiecare nu, o să plece acasă. Hai mă, fi serios. Eu așa estimez. Eu zic că omul... Eu Asta mă bucur e că instinctul. nu ești... Asta e instinctul. Mă bucur adică... că ești tu pompier în cazul ăsta. Da, e un instinct să vezi dacă supraviețui familia, știi? după aia te gândești la alte chestii. Da, după aia te gândești la alte chestii și te dai seama că ești la muncă și că ai treabă. Să sperăm că așa merg lucrurile, dar nu știu niciodată cum vor reacționa oamenii. mi apropo la exercițiul ăsta, era pe la Digi24. Băi, nu mai știu, era Elena Vijulie, nu Îmi scapă povestea cum ea era din Arad, și acolo nu se simt tremurile aproape deloc. Oh, oh, s-a mutat în București, uh -huh. undeva și la etajul 8 sau așa stătea. A fost un cutremur de până în 5. Așa. <laughs> și a zis că, deși știa ce trebuie făcut și că să nu alergi pe scări și să nu te panichezi, fiind primul cutremur pe care l-a simțit, s-a panicat groaznic, a ieșit, în... a alergat pe scări sau luat chiar liftul, nu știu, căla știi așa? A ieșit în fața blocului în panică totală și cred că a fost singura care a ieșit pentru că restul erau la modul de maxim 5, aici dormim la loc, știi? Așa că e greu să știi da. ce va face omul în panică, nu, știi? Mi s-a părut da. povestea pe care am văzut-o la televizor atunci pentru că exact asta zice, băi, nu știi cum vei reacționa de e bun și un plan, pentru că neștiind ce să faci, uneori e bine să ai un plan în minte și zici, ok, îl voi urma intri pe acela. pe pilot automat, îl execuți și... Da, de obicei nu intri pe pilot automat, că de aia se fac multe exerciții ca să-ți stabilească automatismul ăsta, să ai un singur da. plan. Un simplu de asta plan zic e, că a fost cel. util exerciții pe care l-au făcut pompierii și salvatorii săptămâna A fost, da, am că a fost un scenariu bine gândit. Își creează și automatismele astea. Da, Bun, cam asta e despre acest subiect macabru. Am combinat vinul și băutul mult cu cutremur. Dar asta a fost weekendul nostru. Am mers la vin, am băut foarte mult vin și am trecut printr-un cutremur. Simți chiar în vrancea, ca să zic așa. Dar chiar aș vrea să recomand din nou excursia asta de drumul vinului. Mi s-a părut foarte pitorească. Da, e bună. Dar știam că e bună că de aia de trei ani trag de tine să mergem și... Ce-a mai tras de mine, s-a luptat? Păi a mers în 2014 prima oară și de atunci tot zic hai să facem și dovadă că și-am întrebat, am încercat să mergem și n-a ieșit bine pe compru. Și acum da. vreau în fiecare an să mergem. Ai, nu mai mergem o dată, mai mergem o dată poate. Uh, bun, iar pentru asta cu tremure, cum spuneam, uh, voi în familie uh, faceți un mic plan cu soția, cu copiii, cu cine aveți vă un mic plan, ok, sub ce ne adăpostim nu să alergăm atunci prin casă unde ne întâlnim dacă ne prinde pe afară cu tremurul fiecare în altă zonă orașului, unde okay. ne vom întâlni ce e la tine dacă vrei să iei un tremur mare și pleci înainte de replici da. și cam atât. Nu stai atunci să te gândești să iau actele casei, să iau porțelanul de la bunica, știi, băi, nu cheia, actele, niște bani Că telefonul încărcător, eu așa zic știi? dacă ai și actele casei simt. asigurarea e obligatorie Hai arata. să nu exagerăm da. Și cam atât. Și zic să închiem aici Pentru că la ora 9 e Formula 1 Cursa din Mexic dacă Hamilton Iar eu plănuiesc să dorm Mai mult de Mai sus de locul 7 sau inclusiv e deja campion mondial da. tu plănuiesc să dorm pentru că ne-a obosit ceva turul ăsta Mult alcool Și cam asta ar fi Mulțumim că v-ați uitat Și ne vedem săptămâna viitoare Pe la aceeași oră cu alte subiecte Sperăm noi ceva mai vesel da? Pa! bună!